Dulce galbenă lumină, cum și eu băla era. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace în cel acea. Aș mușca o armătoare, mă cuprind un fel de jit. Și acum cât trece an, parcă simt îmbătrânit. Galbenă gutuie, dulce amăruie, n-am băta fereastră toată iarna noastră, n-am băta fereastră toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteale și nici steag. Sărbătorile ian cu bătuie le-nvodopea. Mi-a pus mama o bătuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează n-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce
sterne iară, din cribățul deslănțuit, noi colindăm pe timp de seară, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit. Și cerul parcă se încălzește, iar vântul aspra contenit, în suflete speranța crește, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit. Din șară în pășeri.
Facem lucruri frumoase cu acești copii minunați care pregătează cursurile școlilor din Moinești. Felicitări, doamna profesor, mulțumim frumos! Olim, și nici cel mai O să am rugămintea dumneavoastră să acceptați să începem ședința pe comisii. Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism. Dacă aveți discuții, o punem pe tema proiectului. Dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, nu supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică. Dacă sunt contrarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești preliminar la data de 31.12.2018. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține cineva, votat pentru. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău. O mică intervenție doar. După cum ați văzut cu toții din material, nu au fost majorate cu absolut nimic, nici impozitele, nici taxele locale pentru anul 2019. Se aplică acel indice de inflație de 1,34 pe care l-am aprobat în luna aprilie-iunie. Deci doar la impozitele și taxele de anul trecut se aplică 1,34 prin hotărârea Consiliului Local din luna iunie. Astăzi nu există niciun fel de majorare la impozitele și taxele locale. Mulțumim! Cred că nu mai e nevoie de discuții, spunem proiectul la vot, cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia juridică, intervenții, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată. Comisia economică, dacă nu mai sunt neclarități sau întrebări, vă rog să supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza municipiului Moinești anul 2019. O să am o intervenție și aici, pentru că a avut loc adunarea generală a asociației săptămâna trecută. Adunare care, la un moment dat, lucrările adunării au fost suspendate datorită unor neînțelegeri în ceea ce privește taxa specială pentru anul ce urmează. Drept urmare, astăzi vin în fața dumneavoastră cu două proiecte de hotărâre. Unul cu acea politică tarifară aprobată de noi în 2010 și, la al doilea punct, a doua hotărâre,
cu ceea ce a propus astăzi adunarea generală a ADIS. Dar vă pot spune din informațiile și telefoanele primite și ieri și astăzi, luni la ora 12:30 suntem convocați la Bacău pentru a discuta o nouă propunere făcută de mine, de primarul de la Dărmănești, Comănești, Târgovna și Slănic Moldova. Vă spun acest lucru pentru că e o nemulțumire din punct de vedere al taxei pe zona urbană. Cei de la rural au o taxă nouă de aproximativ 7 lei, dar mergând pe principiul solidarității, noi cei de la urban plătim gunoi și pentru multe localități rurale și mă refer aici la localitățile din jurul municipiilor și orașelor, comunele Hemeiuș, Letea Veche, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Voituz, Cașin sau chiar și cele din jurul nostru, producând o cantitate ceva mai mare față de sumele pe care le plătesc la ADIS. De aceea noi am insistat că nu este bună această politică tarifară nou propusă de 15 lei taxă specială, de 14,27 lei pe persoană fizică și 14 lei și ceva pe salariat. Nu cred că un agent economic din județul Bacău este dispus să plătească o taxă specială pe salariat, ci mai degrabă o taxă specială, un tarif pe cantitatea pe care o dă operatorului. De aceea am venit cu această propunere toți primarii de orașe și municipii, excepție făcând Bacău, care nu susține acest lucru, de a stabili un tarif mediu pe cantitate, tarif pe care să-l plătim noi localitatea către ADIS. Din taxa specială colectată de la cetățeni, în valoarea propusă în 2010, respectiv 10,27 lei, și dintr-un tarif special aprobat în adunarea generală și după aia de noi Consiliul Local, pentru fiecare agent economic, cu care vom încheia noi contract și vom vira din aceste sume strânse doar valoarea tarifului mediu stabilit prin hotărâre și prin hotărârea Consiliului Local și hotărârea adunării generale, pe cantitatea efectiv ridicată din municipiul Măinești, atât pe gunoiul menajer, cât și pe gunoiul reciclabil. Așadar, luni la 12:30, împreună cu președintele Consiliului Județean și aparatul de lucru al ADIS, ne vom întâlni la Bacău. Ei lucrează acum la această propunere și probabil o să mai venim într-o ședință extraordinară. O vom stabili la finalul acestei ședințe și în funcție de cum ne vor comunica cei de la Asociația de la ADIS pentru a încasa și a plăti de la 1 ianuarie. Dar această taxă pe care o stabilim azi de 10,27 lei se va aplica de la 1 ianuarie pentru fiecare persoană fizică și de aceea v-am propus și vă rog să aprobați acest proiect de hotărâre, pentru că trebuie să încasăm efectiv, începând cu anul următor, taxa și cred că este de ajuns, așa cum a fost calculată în 2010. La celălalt proiect de hotărâre, veți decide dumneavoastră, dar dacă acesta va fi aprobat, cred că celălalt nu își are rostul și vă rog să deliberați dumneavoastră. Mulțumim mult, domnule primar. Deci, punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice. Fiind propunerea foarte bine întemeiată, o să solicit Comisiei de Urbanism să votăm proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Este planul anual de evoluție stabilit în 2010 și pe 2019, prevede 10 lei și 20 de bani. Da. Am invitat reprezentanta la ADIS-ului aici, da. Dar au spus că, având în vedere întâlnirea de luni, nu și are rostul. Da. Scuzați, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de evoluție a taxei de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat al Managementului Deșeurilor Solide din județul Bacău. La acest proiect vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă.
dacă vine cineva. Deci, Comisia de Urbanism a votat pe unanimitate respingerea. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Am o propunere ca proiectul ăsta să fie amânat până vine cineva de la Bacău. Pentru că trebuie să vină cineva să ne explice, să vedem despre ce vorba și să-i spune așa. Îl respingem și poate fi repus, dar în noua formă. Dar astăzi, în forma asta, eu nu pot. În forma asta, nu sunt de acord, știi? Da, așa e așa. Și punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul nu a trecut cu cine vorbim. Comisia Economică? Dacă mai sunt neclarități sau întrebări, dacă nu, vă rog să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu, deci proiectul a fost respins în totalitate, în majoritate de vot. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 167 din 8-11-2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a școlii gimnaziale Ștefan Luchia, cu clasele 1-8, Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, propuneri, neclarități. Am finalizat proiectul la acest obiectiv. Finanțarea este din PNDL 2. Suma rezultată din proiect se modifică prin această hotărâre. De aceasta am venit astăzi în fața dumneavoastră cu această propunere. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în majoritate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu, proiectul este validat, nu în unanimitate de vot. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 88 din 25.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, faza studiu de faiabilitate și darii și a indicatorilor tehnico-economici. În urma onoarei adrese, știți că acest obiectiv este finanțat prin Compania Națională de Investiții. În urma unei adrese transmise de compania pentru a clarifica câteva din propunerile proiectantului, astăzi venim în fața dumneavoastră cu modificarea, așa cum au cerut cei de la companie. Da, mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți alte neclarități, dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 154 din 29.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație al Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Moinești, județul Bacău. Permiteți-mi să fac o demisie. Sunt două demisii și să fac o propunere din prima comisie pentru liceul Spiru Haret. Propunerea mea este domnul profesor Vasile Ivan, iar pentru școala gimnazială George Enescu, domnișoara Lăsăroaie Raluca. Dacă mai aveți alte propuneri, Comisia de Urbanism, dacă nu, supunem la vot propunerile mele, cine împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia Juridică, sunt alte propuneri, dacă nu mergem pe cele două, ce o Spiru are domnul profesor Vasile, la școala gimnazială George Enescu, doamna Lăzăroaie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt alte propuneri, dacă nu,
Pentru cele două propuneri, vă rugăm să supunem la vot. Cine este de acord cu cele două propuneri menționate? Pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci votat în unanimitate cu cele două propuneri menționate, la Spirul Care, domnul profesor Băsici, și la Școala George Enescu, domnul Lame. Alezărul era rugat. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 92-1908-2016 privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Dar, după cum știți, prin demisia doamnei consilier, doamna doctor, o să trebuiască să facem o nominalizare pentru această, pentru această comisie și anume propun pe doamna Lăzăroaie la Luca. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu sunt, supun la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? De abținut cineva? Comisia juridică. Sunt alte propuneri, dacă nu mergem cu noi la aceeași propuneri, doamna Lăzăroaie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în Comisia Economică, dacă sunt și alte propuneri. Dacă nu vor să supunem la vot propunerea nominalizării în Comisia doamnei Lăzăroaie la Luca. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 28.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Pentru aceasta trebuie să facem propuneri. Propun ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, domnul profesor Nemir Ceacă. Da. Deoarece dânsul a avut des intervenții, a participat și la, în cazul comisiilor, la discuțiile care au fost. Acest loc este declarat vacant, deoarece doamna jurist Dărblau a fost, și-a depus demisia. Da. Comisia de Urbanizare, dacă aveți propuneri, dacă nu, susținem propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia juridică, propune. Domnule, mă propun pe mine, da? Lucrez în domeniu, sunt terapeut de 17 ani și cred că trebuie și un om acolo care să fie și cu terapie, cu cunoștință de medicină. Eu cred că m-aș înțelege foarte bine cu domnul doctor de acolo și plus de asta, având și două facultăți, cetățean de onoare, pentru că pe mine m-a tot lăsat. Nu fac parte nici măcar de o comisie de învățământ. Om cu două facultăți, cetățean de onoare a unei comune, așa se învârte politică în jurul meu tot, eu parcă sunt inexistent. Mă propun eu acum aici, așa zic eu, că merg. A fost un doctor și acum să fie un terapeut. A fost un doctor, a fost un jurist. A fost doamna... doamna... Tingu. Mai sunt, dacă nu supunem la vot prima propunere făcută de domnul vice, cine este pentru? Da, trebuie să le ieși la urmări. Da. 4 voturi pentru propunerea făcută de domnul vice. Comisia Economică, dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 161-16-12-2016 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădiri și terenuri neîngrijite pe raza municipiului Moinești. În urma discuției din ședința trecută am venit cu
cu această completare la regulament, ca cei care în un an de zile nu și nu îndeplinesc dispozițiile din hotărârea precedentă, să fie majorat impozitul la 500%. Mulțumesc. Comisia de urmărit, vă rog să votați. Cine sunt pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Deci, în primul an se merge cu 100% sau 200% cum e, dacă nu e, se majorează la 500%. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt întrebări sau neclarități, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 28.02.2005 privind reactualizarea domeniului public al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, discuții, propuneri, neclarități. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul Ilie, nu mai votați? Da, votăm. Sunt pentru. Da. Împotrivă, se abține, votați. 5 voturi pentru. Comisia economică, dacă mai sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe construite prin ANL, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții, propuneri, neclarități. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrin, numărul 50, bloc E26, apartament 301. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, sunt nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinate închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situat pe strada Vasile Alexandrii, bloc A1, apartamentul 2, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități, dacă nu, vă rog să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe distruse parțial în incendiu. Comisia de urbanism, dacă aveți ceva discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dați-mi ceva. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități,
Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 49 din 16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Mănești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, propune neclarități. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt neclarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Local de Acțiune privind incluziunea cetățenilor rom, de români de etnie romă în municipiul Mâinești pentru anul 2019. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe acest proiect, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Aș avea eu o întrebare în planul de acțiune. Ați cuprins la secțiunea educației prinderea acestor cetățeni de etnie romă care nu și-au completat studiile în a doua șansă. Vă întreb, în Moinești nu există, în Moineștiului există vreo instituție care să Nu există în Moinești, avem varianta de școală inclusivă de Moinești. Acolo știu că era undeva la Asău. Era la Asău, din ce știu eu, da. Haideți să facem demersuri necesare pentru a înființa. Cred că avem destui cetățeni care nu au completate studiile. Da. Da, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 102 din 26.06.2018 privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente contractului de concesiune numărul 2 pe 29.12.1992, numărul 6 din 01.06.1993 și numărul 7 din 01.06.1993. Scurt vreau să fiu aici. După mai multe întâlniri cu cei de la Petrom, ultima avută chiar cu domnul Zeilinger, directorul pe România, în urmă cu vreo 3 săptămâni, am ajuns ca să vă aduc astăzi în discuție această tranzacție. Cred că este în beneficiul Consiliului Local ca în luna ianuarie să primim această finanțare, urmând ca pentru diferența dintre cele două evaluări, evaluarea întocmită în baza hotărârii Consiliului Local și evaluarea întocmită în baza dispozițiilor de la OMV, pentru această diferență să inițiem o acțiune în instanță și în funcție de ce va spune instanța, cred și sper că vom câștiga și acea diferență de aproximativ 200 ceva de mii de euro. Dar acești bani, așa cum ați văzut în proiectul de hotărâre, aproximativ 1 milion de euro, vor fi primiți în două tranșe, una în luna ianuarie 2019 și una în luna ianuarie 2020. Pentru semnarea acestei tranzacții, știți cu toți, sunt președinții comisiilor de specialitate, era doamna dr. Tincu, nu mai este membru a Consiliului Local, domnul Doru este angajat al OEB și nu poate face parte din această comisie de semnare a tranzacției și vă rog să desemnați pe altcineva. Thank you.
La nivelul Comisiei Economice, vă rog să faceți propuneri pentru locuirea respectivă a doamnei Tincu, care făcea parte din vechea comisie, având în vedere că eu nu pot participa la vot. Dacă aveți propuneri, dacă nu, atunci vă să-mi permit să vă propun pe doamna Raluca, alături. Atunci vă rog să supunem la vot cine este cu propunerea făcută. Împotrivă. Abțineri. Nu. Și cea de semnarea tranzacției și cea de preluare a bunurilor. Că sunt și câteva apartamente care le preluăm în propriedate. Având în vedere că în ambele comisii făcea parte doamna doctor Pincu, eu pot participa. Atunci doamna Raluca va participa în cele două comisii aferente. Am zis o deci și comisia de urbanism, de votăm, da? Vă rog să votați propunerea domnului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. S-a desemnat membru din comisia economică. Celelalte comisii au deja desemnat președinții de comisie care fac parte din această comisie. Supunem la vot proiectul și cu propunerea cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Revin cu o mică specificație. Eu am votat pentru propunerea doamnei, pentru proiect nu pot vota ca atare. Nu particip la vot, atât eu cred că și domnul Vasile Vasca, care suntem și... Nici pentru propunerea, nici pentru proiect, pentru că nu sunt două proiecte de hotărâre, este un singur proiect de hotărâre. Atunci înseamnă că... Nu particip. Nu particip la vot, am făcut mai o propunere. Da. Ok. Mulțumim. Ședința pe comisia la sfârșit, urmează ședința în... La fel și domnul Bascan, da? Același, da? Nu particip la vot. Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din legea numărul 215 per 2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Măinești, numărul 1204 per 2011, a fost convocată întâlnirea Consiliului Local al municipiului Măinești pentru astăzi, 14 decembrie 2018. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți membrii Consiliului Local, validați în funcție. În vederea continuării lucrărilor ședinței de plen, vă consult dacă există obiecțiuni sau modificări sau completări asupra conținutului procesului verbal încheiat în ședința Consiliului Local din 27.11.2018, formă care a făcut obiectul procedurii de transparență decizională fiind publicat pe site-ul instituției și la afișerul instituției. Mulțumesc! Nefiind propuneri, supun la vot aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 27.11.2018. Cine este pentru? Mulțumesc! Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu 19 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2018. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și a fost procesul ordinare de acasă. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 39 din legea numărul 215/2001, și prin dispoziția primarului municipiului Măinești numărul 1304 din 2018, s-a convocat astăzi ședința ordinară a Consiliului Local. Ați luat cunoștință de ordinea de zi prin notificările primite și din ședințele de pe comisie. Dacă mai sunt obiecții la ordinea de zi, dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este de împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate.
Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Urbană. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Da. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, deci proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, eliminată la data de 31.12.2018. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești de sub Bacău pe anul 2019. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza municipiului Moinești pe anul 2019. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de evoluție a taxei de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz negativ cu 5 voturi împotrivă. Raport Comisia Economică. Aviz negativ cu 7 voturi împotrivă. Raport Comisia de Urbanism. Aviz negativ cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul nu a fost aprobat cu 19, a fost respins cu 19 voturi pentru. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 167 din puncta 11-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a școlii generale Ștefan Lupian, cu clasele 1-8, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Deci votat în unanimitate de voturi. 8. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 88 din 25.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice. Extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, faza SF plus DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 9. Proiect de
Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 154 din 29.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Moinești din comisiile Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitate stat din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunerile stabilite. Da. Mulțumesc. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru și cu propunerile făcute în comisie. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Da, mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului. Ceilalți membri ai Consiliului Local rămân și hotărârea 154. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate de voturi. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 92 din 19.08.2016 privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru, 1 o abținere cu propunerile stabilite. Suntem la, aici am mers cu 5 domnule. După aia urmează. Apoi s-ați propus la următoare. Și cu 5 voturi pentru. Da, mulțumesc. Vă scutați, am dat mică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru și cu cu propunerile făcute. Da. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 28.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Da, aici aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Propunerile stabilite de da. Raport Comisia de Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru și cu propunerea făcută pe comisie. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Da, supunem la vot proiectul cu propunerea făcută de domnul viceprimar. Cine este pentru? Păi, ați abținut la... Da, m-am răzgândit. Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 161 din 16.12.2016 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat? 19 voturi pentru. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 28.02.2005 privind reactualizarea domeniului public al municipiului Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru.
Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, numărul 50, bloc E26, apartament 301, 1, județul Bacău. Raport Comisia... Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinate închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Vasile Alexandrii, bloc A1, apartament 2, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe distrusă parțial în incendiu. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 49 din 16.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din municipiul Moinești pentru anul 2019. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 20. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 102 din 26.06.2018 privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente contractelor de concesiune numărul 2 din 29.12. 1992, numărul 6 din 01693 și numărul 7 din 010693. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunerile făcute. Da. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și cu propunerea făcută. Domnul consilier Sandu nu participă la vot. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu propunerea făcută, cu 6 voturi pentru, domnul consilier Vasile Cezar, da. Da, mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi și 2 consilieri care nu participă la vot, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 21, diverse. Aici. Da, la punctul din este, este o solicitare a administratorului special desemnat de către Consiliul Local pentru societatea SC Construcții Pot SRL, societate constituită a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Instanța de judecată s-a pronunțat în dosarul 1998-2010, în anul 2015, asupra procedurii de închidere a procedurii judiciare conform legii falimentului, legii 95. De la momentul pronunțării instanței și până în prezent au fost efectuate
proceduri și demersuri privind radierea debitoarei, SG Construcții pot să reveze, s-a descărcat lichidatorul desemnat, în speță desemnat în acest dosar a fost doamna lichidator Ozoloș Tatiana. Acesta a fost descărcat de către instanță de orice responsabilități și îndatoriri. Au fost de asemenea soluționate demersurile cu Registrul Comerțului Bacău, s-a publicat în buletinul procedurilor de insolvență radierea societății. Deci, având în vedere că începând cu luna decembrie 2018 societatea SC Construcții Pot SRL a fost radiată la Registrul Comerțului cât și de la organele fiscale, începând cu luna ianuarie încetează de drept mandatul administratorului special în credința de dumneavoastră, domnul Ion Mancel. În consecință, acesta nu va mai beneficia cu luna ianuarie de indemnizația stabilită ca administrator special în cadrul acestei societăți. Da. Mulțumim, doamna. Da, domnule primar. Pentru că am făcut o solicitare la Consiliul Județean, ce a fost înaintată Guvernului și ieri s-a emis o ordonanță de urgență, dar nu a apărut încă publicată în Monitor Oficial. Pentru rectificarea bugetului va trebui să ne întâlnim din nou într-o ședință extraordinară scurtă, pentru că am solicitat o sumă pentru echilibrarea bugetului local, pentru cheltuieli de funcționare și capital. Aprobată ieri în Guvern, dacă va apărea azi în Monitor Oficial, ar trebui ca această hotărâre să ajungă până marți la ora 12 la Direcția de Finanțe Bacău. De aceea, vă rog acum să spuneți când ar fi, la ce oră marți dimineața putem face o ședință de Consiliu sau dacă apare Monitor Oficial de astăzi sau luni dimineața, ce o târziu luni la 4. Petrolul. Petrolistul nu poate participa la niciodată acestui luni, nici marți. Eu cel puțin sunt plecat în delegație de duminică până marți, seara. Trebuie asigurat de 2-3 ani. E ok. Da? Luni la 4 sau marți dimineața? Luni la 4. Marți, cum o să faci aici? 12? Sau e târziu aici? Nu, e bine marți la 10. Marți la 1. Nu, la 1 e târziu. Până marți la 12 trebuie să ajungă la Direcția de Finanțe. Marți la 10? Marți la 10? Da, mai. Poate mai vine cineva. Marți la 10. Sunt 2-3. Dar când poți? Dacă sunt de vreo minune. Dar luni? Nu i-a părut ultimul. De asemenea, vreau să reînnoiesc invitația pentru marți seara la ora 18 la Centrul Cultural Lira. E acel spectacol caritabil organizat de Primăria Moinești în parteneriat cu ONG Activ pentru a ajuta acea familie care are doi copii care este debranșată de la utilități și pentru a premia excelența. Biletele sunt, mai sunt bilete la casa de bilete, 50 de lei biletul. Cred că ar fi frumos să ne întâlnim cu toți acolo la acest sfârșit de an. De asemenea, să vă invit din nou pe data de 27, când va avea loc Festivalul de Obiceiuri și Tradiții. Vom pleca la ora 14, pe 27, din zona gării de la ceas. Vom defila pe zona centrală, după care cei care sunt înscriși vor evolua pe scena din Parcul Băi. La ora 14 vom pleca de la ceas. Pentru că, știți cu toții, la 1 decembrie am reușit și am realizat acel eveniment la monument, dar din cauza frigului, parte dintre dumneavoastră au plecat, am înmânat niște diplome aniversare acolo. Astăzi aș vrea să mânez și consilierilor locale acele diplome și conducătorilor instituțiilor publice. Aceasta se numește diploma aniversară, se acordă Domnului pentru promovarea și participarea la evenimentele desfășurate cu ocazia împlinirii a 100 de ani, de la legendarele lupte din primul război mondial și pentru eternizarea memoriei eroilor neamurilor căzuți în războiul pentru întregirea patriei. O să mă deplasez aici. Domnul Apăcea Sergiu. Doamna Raluca Alăzăroaie.
Domnul Constantin Avasiloae, domnul Botezatu Silviu, e ordine alfabetică, să știți, Iulian Busuior, după participare, domnul Olivia, domnul Iulian, da, domnul Pavel Iulian, domnul Văsăi, Vasile Ilie. Da, se despate. Se despate. Domnul Ivan. Domnul Nimircear. Domnul Mirel Balășanu. Felicitări. Domnul Pascalini. Domnul Ionel Purcaru. Domnul Mandra. Domnul Vascan. Domnul Gărsăi. Și domnul Eugen Zaharia. Doi am mai avut. Așa cum spuneam și domnii de la școli, doamna director Adriana Căzănel. Și pentru doamna Lăzărică nu este, da? Domnul Ivan, încă o dată pentru liceul Colegiul Cobolcescu. Doamna Carmen Popescu. Doamna Alina Pistol. Domnul director Ionel Purcaru. Doamna Daniela Bobeică. Domnul comandant al Poliției Municipale Moinești, domnul Nicolae Niculescu. Domnul și domnul de la Ocol. Mai avem una pentru Ocolul Silvic Moinești. Pentru cei care au participat, la domnului doctor Adrian Cotărleț pe Ioana. Aparatul de lucru în cadrul ședinței de lucru aparatului de specialitate. Deci rămâne pentru marți ora 10 ședința ordinară. Atunci nu vă urez la mulți ani sărbători fericite, pentru că vreau să ne întâlnim și la următoarele evenimente. 18 și 27, da? Da. 18, sigur.